14 octombrie 1916, acest pod se afla amplasat în aval, unde se vede acum podul cel nou. Lupta din acea zi a rămas în istorie cu numele de Bătălia de la podul Jiului. Sute de ostași români din Divizia 11 Infanterie, jandarmi, cercetași și civili și-au dat viața pentru apărarea orașului Târgu Jiu. În 1937, Aretia Tătărescu hotărăște să financeze prin Liga Națională a Femeilor Gorjene, al cărei președinte era, ridicarea unui monument în memoria celor ce s-au jertfit la podul Jiului. Sunt Ruxandra Gheorghe Negrea și vă prezint propunerea României pentru lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Brâncuș, ansamblul monumental din Târgu Jiu. Solicitat pentru prima dată să realizeze un monument de for public, Brâncuș imaginează un ansamblu, nu un monument. În loc să pună un monument în oraș, a pus orașul în inima monumentului. Așa a fost descris proiectul său, un ax urban de 1,5 km, conceput să străbată orașul de la vest la est. Începând cu râul, apoi parcul ce-i poartă astăzi numele, Brâncuș regândește spațiul urbei. Masa Tăcerii este amplasată în imediata apropiere a Jiului. Ea evocă masa simplă, țărănească și pare făcută din două pietre de moară suprapuse. Primul sector al axului, imaginat de Brâncuș, poartă numele de Alea Scaunelor. 30 de clepsidre, cu baza pătrată, dar păstrând conceptul scaunelor mesei, flanchează alea în grupe de câte trei. Devenită simbol al ceremoniilor maritale moderne, poarta fusese inițial gândită să marcheze intrarea în parc. La insistențele lui Brâncuș a fost retrasă pe actualul amplasament. Cele două bănci completează ansamblul. Dezvoltarea orașului modern a intrat cu violență în artera gândită de Brâncuș. Până și coloana fără sfârșit a fost pe punctul de a fi dărâmată cu tractorul în anii negri ai comunismului. Astăzi există un proiect conform căruia Calea Eroilor va fi restaurată, sub conducerea arhitectului Dorin Ștefan. Scăpat totuși intact, ansamblul este acum propus pentru a fi inclus în patrimoniul mondial. Principalele criterii UNESCO sunt îndeplinite. Ansamblul este o capodoperă și are o semnificație culturală. Reprezintă un schimb de valori umane și un stadiu semnificativ din istoria omenirii și este perfect asociabil cu evenimente cu semnificație universală. Revenind la traseul Căii Eroilor, descoperim în zona sa mediană Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Ea este reconstrucția unei biserici mai vechi și are menționat în Pisanie faptul că este dedicată comemorării eroilor care s-au jertfit pentru salvarea orașului. La sfințirea bisericii a fost prezent însuși Brâncuș, care a filmat evenimentul. Cu suficiente criterii îndeplinite, dosarul nu pare să aibă probleme la acceptare. Cu toate acestea, el a fost amânat de la un răspuns în anul 2018. Ca și în cazul siturilor memoriei Primului Război Mondial, fiind dedicat unor victime ale unui conflict recent, ansamblul monumental din Târgu Jiu este asociat cu războiul. El încalcă astfel principii ale UNESCO ce interzic orice formă de apropiere a organizației de vreun conflict recent. Reglementarea blochează însă multe alte posibile elemente UNESCO și se cere tot mai insistent adaptarea acestor prevederi exagerate. De-a lungul timpului, Brâncuș a fost respins de mai multe ori de patria mamă, în timp ce era acceptat și răsfățat de lumea artei universale. Astăzi, situația pare să se fi inversat. Coloana de care tractorul sovietic trăgea cu îndârjiri odinioară dă fiori belici în secolul 21. Un paradox ce sperăm să se sfârșească odată cu acceptarea dosarului, căci autorul ansamblului este de mult în patrimoniul cultural al umanității.